Vă prezint o rețetă simplă de lapte de pasăre. Aveți nevoie de următoarele ingrediente: 3-4 ouă, 1 litru jumătate de lapte, 3 linguri de zahăr, 3 lingurițe de zahăr pudră și un praf de vanilie. Mai întâi separăm gălbenușurile de albușuri. Adăugăm zahărul pudră la albușuri. Batem albușurile până se obține o spumă tare. Adăugăm la gălbenușuri zahărul brun și vanilia. Apoi amestecăm până la omogenizare. Adăugăm câteva linguri de lapte cald și amestecăm din nou. În laptele cald adăugăm amestecul obținut și lăsăm să fiarbă 5-6 minute. La final, adăugăm găluștele de spumă în laptele cald. Desertul se servește după ce a stat câteva ore la frigider. Vă dorim poftă bună! Vă mulțumesc pentru atenția acordată!